Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la o nouă serie de pe acest canal. Adică nu e o serie nouă pentru că nu ne-am mai jucat acest joc. Astăzi, fraților, revenim cu jocul ăsta, cu Seven Days to Die. Pentru că, dacă bine știți voi, în momentul în care am făcut upgrade la PC, ne-am pierdut seria veche. Așa că astăzi m-am gândit să facem o serie nouă. Numai că, înainte să începem seria, v-aș ruga din tot sufletul să dați și voi acum un like, un share, un comentariu dacă vă place această minunată serie de Seven Days to Die. Da? Deci am început o nouă serie, numai că această serie este cumva schimbată, nu este ca cea veche, este diferită de cea veche. Jucăm Seven Days to Die modat, fraților. Da? Deci nu mai jucăm Seven Days normal, jucăm Seven Days to Die modat. Avem o altă variantă a Seven Days-ului. Este varianta Apocalypse Now. Da? Și eu zic că o să fie o serie destul de mișto, așa. Mult, mult mai colorată decât Seven Days normal. Prefer din tot sufletul să găsesc și eu pe aici niște... Bă, stai că brightness-ul e un pic... Asta e default-ul? Mai mare. Așa, tati, că mi se pare că e un pic cam umbră. Ia uite și tomato avem pe aici. Se pare că avem și alte iteme prin zona față de cele vechi pe care le știam noi. Uite așa că avem și... Bă, că avem un sac aici. Wow. Ia să vedem ce avem în el. Pare că jocul ne dă și niște iteme de început. Ok, bun. Le luăm. Să vedem. Astea putem să le punem pe noi. Sunt haine. Astea ce putem să facem pe ele? Accept. Asta e un quest. Ah, ok, oh, bun. Nu trebuia să-l iau, dar hai, lasă. Asta? Da, ok, scrap. Neinteresant. Bun, hai să ne facem un de ăsta, că le simt eu că o să dăm de zombălăi pe aici. Și o să avem probleme. Facem și un bedroll de ăsta. Să punem bedroll-ul aici. O să-l punem noi, dar nu aici. O să ne căutăm o căsuță. Văd că aici în sus e o cabană ceva. Mamă, ce e ăsta? Să mă bată mama. Ce e ăsta, boss? Îmi trebuie un pickaxe. Nu știu ce e ăsta, probabil pier sau ceva de genul. Dacă mă uit pe aici să văd dacă nu este vreun zombelache. Zombilache. Așa, în zare vedem noi vreo căsuță ceva? Că, sincer să fiu, nu aș vrea să merg din prima în oraș. Opa. Aș vrea să vedem dacă găsim ceva interesant pe aici prin zonă. Vreo casă de lutat. Vreau să mă duc în oraș, că în oraș sunt mulți zombalei. Opa, ce e ăla? Un copac cu mere? Bă, niște pietre mi-ar trebui, uite așa, niște pietre de-astea. Uite aici, văd că există un copac cu mere. Probabil ne dau miere. Mere. Bă, uite, chebeș, varză. Bun, tati, înseamnă că avem mai multe resurse de hrană. Uite o casă acolo, hai să mergem la casa aia de acolo. Vedem ce se află înăuntru. Numește varză de-asta. Probabil asta o să ne trebuiască pentru mâncare. Opa, și ciuperci. Să mă bată, mama, câte chestii avem. Avem o grămadă de chestii. Eu zic că o să fie o serie destul de mișto. Așa că, fraților, dacă vă place, dați și voi acolo un like, un comentariu. Nu uitați de comentarii. Pentru că, mamă, să mă bată, mamă, fiere aici. Bun. Dacă iau eu casa asta, cabana asta, să fie a noastră, cred că ar fi... Opa, bunica, ia uite. Salo, bunica, ce faci? Ia-ți un d-asta în cap. Nu că e la mine. Au, mi-a dat-o punctă. N-ai murit? Nu muri, bă. Ia opa asta, opa. Bun. Hai să luăm astea. Da, cred că pentru început asta o să facem. O să luăm casa asta de aici, o să o curățăm. Mai luăm niște roșii de-astea. Curățăm casa asta și o facem din baza noastră. Pentru început așa cred că este destul de ok. Vreau să ne facem o toporișcă de aia.
Unde este boss? X. Nu putem, mă? Da, da, uite aici, spune X. Craft. Facem o toporișcă de asta, că... O să ne trebuiască să spargem, uite, ușile astea pe aici. Ia să vedem, e cineva în casa asta? Bună ziua, bună ziua, e cineva acasă? Avem aici niște lemn, bun, perfect. Aici. Bă, niște lemn. Ia așa, să vedem momentan. Wow, salut, boss! Mă, urât ești. Ia, boss. Ce ai pățit, boss? Ai stat prea mult la soare, este? Bă, alo, alo. Mamă, câtă viață are ăsta. Dați așa că eu acum am văzut că se vede și viața zombilor. Uite, ai acolo, sus. Mamă, urât ești să mă bată. Mama, cu tău. Mor. Văd că mai e un zombie acolo. Dar lăsăm în pace. Uite, mamă, avem și de-astea lângă casă. Bă, fraților, să... Sunteți nebuni? Păi e perfect asta de... De bază. Să facem baza noastră, eu zic că este perfectă. Încerc să fiu. Cred că mi-ar prinde bine să avem o astfel de bază. E deschisă. Bună ziua, bună ziua, e cineva acasă? Uite, e băiatul ăsta aici. Salut, boss, ce faci? Ia-ți o bătă de asta în cap. Mai e cineva? Uite, mai e un băiat acolo. Oh! Potolește-te un pic, hai să închidem ușa asta. Să nu avem alți invitați nepoftiți. Pentru ce pun loot, o să luăm tot. Că văd că sunt și iteme noi și nu știu ce fac. Salut, boss, ce faci? Ești singur aici? Ești singur. Ia, stai un pic lângă zidul ăla. Mai iau o bătă de asta și gândește-te la ce ai făcut. Așa, bun, perfect. Mă bată, mama, ce urât ești. Bă, ce-a dispărut așa repede? A dispărut foarte, foarte repede acel zombălău. Așa, ia să vedem ce mai avem pe aici. A, pizza, tati, e prima, am găsit a pizza. Deci stăm bine și cu apa. Uite, coal. Coalul știm că e bun pentru forge. Nu știu ce e asta. Jerry juice. Bun, bun, nu zic, nu? Atâta timp cât ne ajută cu... Asta nu le mai luăm, că nu ne trebuie. Oasele, mi se pare că puteam să fac cuțit ăla de oase, nu? Aici e cineva? Cred că avem ceva și aici. Niște scrap metal. Hai să vedem cine e sus. Bună ziua, bună ziua. E cineva sus aici? Opa, uite aici un băiat. Doar unul singur? O, doi sunt. E băiatul ăsta și cu grasa contrabasa. Alo, boss. Alo, alo. Mă ușor un pic. Uite că vine asta și arunca cu tampoane, nu ești nebun la cap. Haide, haide da, cu stamina aia, că vin băieții. Bun. Hai, fe nebuno, ce te agiți așa? Așa, ia vezi că avem un loot crate aici. Mamă, să vă bat, asta putem să punem pe noi. Opa, avem și un pistol. Băi, e bine dacă am găsit arme din prima. Aici ce e, ceva aici? Este, este. Vedem ce e înăuntru. Bun. Patul ăsta ne încurcă aici. Hai să luăm patul ăsta aici. Așa. Uite și noptierile astea. Mamă, dar până se sparg astea mă apucă primăvara. Eu vreau să dăm... Unde este patul? Uite aici. Îl punem pe ăsta și să facem baza noastră aici, nu? Nu. Bun, perfect. Gata, tati. Așa, hai să punem itemele astea la loc. Ăsta o să-l punem aici, să vedem dacă putem să-l folosim. Ia să mă, wow, încarcă tati. Ce gloanțe avem? Unu? Hai că avem gloanțe dacă e. Așa, asta ce este? Dai, dăm use. Cam atâta? Momentan da. Bun, hai să băgăm aici înăuntru cam ce nu ne trebuie. Trebuie, nu ne trebuie. Bandajele le oprim. Ăsta, nu știu dacă putem să punem pe ăsta, dar cred că nu putem. Da? Iuca, nu, nu, nu. O să opresc decât ce avem nevoie la noi. Restul o să le punem pe toate aici. Mâncarea, las că deocamdată avem roșii și de-astea. Flashlight, ouțe. Asta o aruncăm, ne trebuie. La vedere.
Mamă, e destul de mare chestul ăsta, n-am să mint. Da. Bun, dacă ați văzut, avem o grămadă de spațiu aici. E bine, nu putem să folosim pe tot, adică în momentul în care o să luăm de astea aici, o să ne mișcăm mai greuți. Dar o să completăm spațiile astea dacă găsim ghiozdane. În joc putem să găsim niște ghiozdane pe care să le putem echipa. Să le folosim gen ca... Asta ușa se deschide? Da, ok, bun. Și să le folosim... Opa, opa. Opa, opa, e cineva de pe ușa aici. Hei, vola, ziule, că te-am văzut. Hai de pe ușă și vrei să faci... Să mă sperie, a? Da, wow, alu, alu, alu. Ia stai un pic, potolește-te că nu-i chiar așa, mai e cineva aici? Nu mai e nimeni, nu? Ia să vedem ce mai e pe aici. Bun, perfect. Oh, op, ce e aici, mâncărică? O, da, asta nu ne trebuie. Avem niște mâncare, perfect, e bine, e bine. Bun, păi hai să ne facem, să ne punem un punct aici, dar cred că în momentul în care ne-am pus patul, cred că ne arată asta, nu? Dar o să... Punem aici și o să punem căsuța, uite așa, bam. Să scriem casă. Enter, gata. Deci știm acum unde e casa, ne arată pe harta, ne arată. Bine, ne arată și patul, văd. Asta e blocată. Asta nu se poate că e altă cameră, dar pe aici putem... Opa! E aici? O baie. Oh, mamă, fută-te Dumnezeu, ce m-ai speriat! Dă-te, animalule, stai după ușă! Bă, dar ce-s cu zombălăi ăștia care se pitesc după uși? Stai după ușă să-mi crape inima mine! Să fac moale, era să fac moale un pic acolo. Mamă, ce m-am speriat să mă bată, mă... Ce-i ăsta, boss? Dar putem să... Mamă, grenadă! Hai, da, nu le dau eu cu grenada, ce credeți? Bandaje... Cam atâta, nu? Aici putem... Putem, cred că putem să spargem asta și să ne facem noi o bază cât de cât corectă. Bă, eu zic că e destul de ok cabana asta. Ia să vedem noi. Bă, eu zic că e destul de bine. Nu? Nu e bine? Asta, jocul ăsta se putea vedea în third person, mi se pare că da, dar nu mai știu de unde. Nu mai știu de unde să mă bată mama, de unde mă vedeam. Bă, hau. Hau, miau! Hau, miau, a dat ceva în mine! Tu de unde? Bă, dar înainte parcă vă auzeam, acum veniți pe silențios, ai dreptul să fiți voi. Mă, ce m-a speriat prostul ăsta să mă bată, mamă. Cum vedeam, mă? Ce-am făcut? Sper că n-am aruncat ceva pe jos. Nu mai știu cum. Așa vedem dacă ne aud zombi. 35? Deja? Cam mult. Nu mai știu de unde ne vedeam corpul, gen. E, R, T. Nu, T e chat-ul. Nu, ia asta înapoi. Aș. Nu mai știu să mă bată, mama. De unde ne vedeam noi corpul? Nu e funul, că ăsta e altceva. Bă, cum ne vedeam, mă? Cum schimbam, mă? Asta zicea, hop, ce? Controls. Aici? F4 F7 F7 se schimba asta, ok, bun. Da, ok, nu știu pe unde, nu mai țin minte cum făceam. A, dar cred că nu merge, fraților, decât în momentul când mă urcam pe bicicletă sau ceva, ce mai țin minte. Nu mai țin minte, că nu m-am mai jucat de atâta timp. Hai să ne îndreptăm un pic spre zona, spre oraș. Să mergem un pic la loot, să vedem dacă reușim să facem și noi rost de ceva. De prin oraș, de un alta. Oh, ia, hai că n-am chef de tine, boss. Sper că nu mă urmărești 5 milioane de ani. Totuși sper să nu fie așa, adică să nu mă urmărească eu mai unul pe acolo. Mai căutăm ceva prin astea să vedem dacă mai găsim. The Daily News Full Epidemic. Mamă, ești nebun. Pe ziarul ăla era
Bună ziua, bună ziua. Nu m-a văzut, nu? Nu m-a văzut. Hai că nu m-a văzut dacă e. Bă, dar unde mă duc eu? Mă duc bine? Hai că mă duc bine. Mamă, ce e ăla, frate? Porcul mistreț. Oh, oh. Ce, bă, nu. Copil handicapat. Copilule. Potolește-te, bagă-ți mințile în cap. Mai nu m-am cu mine? Hai să-i dăm ăsta acum, că dacă tot l-am agitat după noi. Oh, oh, oh. Murit? Murit. Vii și tu? Hai, mai dă-te că te vezi. O, câinul ăla nu vreau să te mânc. Fugim, fugim. Nu stăm să ne batem deocamdată, că nici n-avem cu ce. Nu știu dacă mă duc în direcția bună. Nu mă duc în direcția bună, probabil. Dar vreau să văd dacă mai găsim ceva pe aici, prin zonă. Prin zona căsuței noastre. A, uite că ne stăm spre o clădire acolo. Hai să vedem ce e acolo. Trebuie să fiu foarte atent să nu ne... să nu ne atace. Ce? De unde ești asta? A, uite-l pe ăsta pe jos. Ce faci, boss? Nu că vreau. Gata, te-ai calmat? Te-ai calmat. Bun, hai să mergem aici la căsuța asta sau ce e asta? Bază militară, ce-i? Poate găsim și noi o armă ceva. Sau ceva unelte. De preferat. Uite ce erbu, ciucaș. Ciucaș, tu ești. Fugi, ciucaș. Ia la-i pe ăsta. Bă, ce-i cu ăsta? Cioara, putu-s cioara, măti. Dă-te coaie că ăsta are dinamite ceva în mâini. Mamă, ce e ăla să mă bată mama? Coaie, du-te de aici cu dinamitele tale. Poate explodează ăsta lângă mine și crăp. A plecat, mă? Unde e? Bă, ăsta tot vine, ești nebun? Bă, bossule, lasă-mă în pace. Păi cum îl omor pe ăsta aici? Mamă, câtă viață are! Uuu, ursul! Bă, în ce joc am intrat să mă bată? Mama, că mă urmăresc și de toată natura e împotriva mea. Uite coaie cu bombele tale, dar nu mă mai lasă, mă-mi pace! Tot vii, mă, ăsta după mine? Bă, ăsta e nebun, ești... Te fută dreacu! Îi fut una în cap, cred. Câte glanțe am, unul singur? Unde este? A, ăla m-a pierdut, nu? A, uite-l acolo, m-a pierdut, gata. Uai de capul... Ce s-a? A! Du-te! Da-te coaie, că mă omoară lupul, ești nebun! Vine ăla după mine! Că am tras și m-a auzit, nu știu ce animalul ăla de acolo. Bă, boșilor, în ce viață? În ce am intrat să mă bată mama? Vreau să mă duc și eu acolo să-mi văd și eu de viața mea liniștit. Nu se poate, a? Mamă, dă-i, dă-i, dă-i de-asta, dă-i de-asta. Dă-i bandaj. Ius. Mai vine la după mine? Nu mai vine, nu mai vine. Uite, mai e un zombie acolo. Wow, ăla cu flacără ce e, mâncați-și. Mamă, ce e aici, boșilor? În ce am intrat? Mai dă niște viață. Nu știu dacă să mă bat cu ăsta sau nu. Zombiul ăla cu foc, nici ăla nu-mi face cu mâna. Vedem ce mai e pe aici, a? Mă bată, mama, ce e asta? Aici e o casă care e făcută praf. E un băiat aici, a? Ești mort, ești mort. Văd că se ridică ăsta de aici, dar mama, asta e explodată casa. Dar vreau să ajung acolo unde sunt zombii ăia. Ăla cu foc care e acolo. Ăla, sincer, mamă, ce e asta care luminează în felul ăsta? Nu, 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 de unde e asta? Bunica! Nu, bunica! Mamă, să mă bată, mamă, are... Câtă viață are, 1000, bunica! Are bunica la viață! Bunica, au, bunica, nu mai da! Ce e aia, fantomă? Bă, frate, ce e asta, mă? Am murit. Mamă, i-a explodat pe ei, una, ca... Și n-a murit bunica! Da-te să mă bată, mama, ce-i cu jocul ăsta? Da-te să mă bată, mama, ce-i cu jocul ăsta? Deci nu, nu, deci în direcția aia nu mai trebuie să mai mergem. Ok, bine de știut că pe acolo, pe acolo nu, nu-i pont. Cine la acolo de... Așa, bun. Închide ușa aici că cine dracu știe ce mai apare pe aici prin zona. Bun, deci, hai să ne uităm un pic pe hartă.
Deci eu m-am dus încoace, nu trebuie să mai mergem încolo. Hai să mergem un pic în sus, încoace, să vedem ce se ascunde prin zona asta. Mi-am pierdut toate itemele, nu? Da, corect. Frumos, elegant, mi-am pierdut toate itemele, de ce mergem așa ușor? Eram păciuci, da. A, uite-mă, orașul e în partea asta, mă. What the fuck, ia eu. Ca să mai fac o bătă de aia. O toporișcă. Bă, dar jocul ăsta e multă... Modul ăsta e mult mai agresiv decât jocul normal. Și va trebui să avem grijă, tati, că în momentul în care tăboară zombii pe tine aici, o mai fac nicio șansă. Sunt mulți alți zombi noi pe care nu-i știu. Hai să facem niște d-astea. Să-mi facem pasta primară. Craft. Vreau să-mi fac și asta. Craft. Ce-am făcut? Oh, ce? Ah, trader, ok. Bun, lasă-l, lasă-l, că nu ne interesează. Hai să-mi fac asta. Da? Îmi fac primitiv bow. Da, asta, din câte știu eu, nu te ajută cu prea multe chestii. O să mergem și la ăla acolo, la trader, să vedem despre ce este vorba. Ce? Tu de dracu de câine! Pleacă câine! Bă, dar ce se întâmplă cu jocul ăsta? Coaie, că sunt prea multe animale, pireuri și... Dă-te că mă omoară ăsta! Da mor, dă-te dracu de prost! Da mă bată, mama! Ce scu atâtea animale? Ce scu atâtea animale în jocul ăsta? Toate sunt agresive, toate sar pe tine să te omoară, să te ucidă. Să-ți dea fatala. E cineva aici? Ziua, bună ziua, vreau să intru și eu în această clădire. Dacă s-ar putea. Mamă, bă, e mult mai greu jocul acum. Sincer să fiu, sau nu mai mi-aduc eu aminte bine cum era jocul. Bine, și jocul normal e destul de greu la început. Dar parcă ăsta e și mai greu cu modul ăsta, tati. Parcă e și mai greu cu modul ăsta, sincer să fiu. Nu știu ce e bateria aia care e acolo 0,3%, nu știu care e treaba cu aia. Sper că nu o să fim nevoiți să dormim. Ce asta, boss? Vehicle repari. Mă, am putut să găsim mașini pe care să le reparăm? Nu cred asta. Mă, nici nu știu dacă trebuie, ce trebuie să lootez de pe aici și ce nu trebuie să lootez. Ce e asta? Bomber set. Caut pe aici că mi-ar trebui și mie ceva, arme, ceva. S-ar putea. Pot să intru pe aici? Nu pot. Găsim intrarea în casa asta, că nu e aia intrarea. Trebuie să mai fie o intrare. Ia, pe aici, pe undeva, nu? Wow! Ce e boss? Alo, ia stai un pic. Ce faci tu aici? Ia-o, ia. Să trăiți, domn soldat. Ai murit? Ai murit. Deci, dacă e un soldat pe asta, de asta pe aici trebuie să fie și o bază militară ceva, nu? Zic și eu, nu știu, neapărat, nu știu, sigur. Când să intrăm pe aici, putem. Am zis eu că trebuie să fie o altă intrare. Ce s-a auzit? Alo? Fută-te Dumnezeu, ce m-ai speriat! Doamne, am uitat jocul ăsta că ești de aici. Bă, dar mai am 30 la 35% viață, ești nebun. A venit câinele vieții și m-am mușcat de funduleț. Om, dar ce m-a speriat ăsta. Ei, dracu, stați voi pitiți după pereți. Ce mai găsim pe aici? Ce-i asta să mă bată, mamă? O luăm, că nu știu ce este. Ceva de scria, ceva de carrying, nu știu ce, what the fuck. Dă să pune la aici. Hai să mergem mai departe. Salut, bună ziua, bună ziua. Și era sigur că trebuie să fiți voi pe aici. Hai un pic să, stați un pic, stați. Eu zic să ne calmăm un pic.
Doamna, doamna. Doamna asistentă, ați cam murit, sincer să fiu. Vitamine. Perfect. Spargem astea să ne audă toți zombii din lume. Ce? De unde? Te trăște cineva undeva? Undeva departe. Îl aud, ești nebun. Nu știu unde e, dar l-aud. Cineva aici, salut, salut. Oh, grasa! S-a urmis-o! Hai, dar și-a urmis-o să ne batem! Vezi cât se vede tamponul. Ridică-te! Aha, a rămas cu tamponul, dar la vedere. E unul care se bate acum cu casa asta. Deocamdată nu o să-l supără. Nu că... Că te-am auzit! Dar nu știu de unde ai zis asta. De unde ai zis boss asta? Am găsit un shotgun sau nu știu ce e ăla. Dar de genul. E unul care se bate cu ușa pe aici pe undeva. Dar deocamdată îl lăsăm în pace, că nu-i interesă. Bună ziua, bună ziua! Uite-o pe tante aici care stă... Oh, nebunul! Ce pornoi a apărut? Oh, dă-i bă, stați un pic, stați un pic că... În brightness sunt mai mare că voi nu mai vedeți după aia nimic pe YouTube. Și nu aș vrea să se întâmple treaba asta. Alo! Copilul handicapat! Doamne, cât îl uram pe ăsta în... seria veche. Deci dacă exista un zombie mai enervant decât ăsta, dar cred că nu exista. Ce asta sunt poate? Shotgun parts. Ok, deci probabil o să fie bună când o să ne craftăm noi shotgun-urile noastre. De astea sunt bune. Deci o să luăm niște căfeluță. Sper că ea nu a intrat în casă peste mine deocamdată. Hai da, mai ai ceva pe aici? Uite, putem să ne urcăm pe aici. Nu putem să ne urcăm, dar trebuie să aflăm noi de ce putem să ne urcăm aici. Hai da, boss, urcă-te! Nu mai merge? Hai da, merge. Hop, hop. Bună ziua, bună ziua. E cineva pe aici? Ce stă astea? Nimic. O să iau ceva de aici? Nu. Uite, e unul ăla care se tărăște pe aici. Salut, boss, ce faci? Ești bine? Dar nu înțeleg treaba asta cu... Mă, mai am 19 viață, ești nebun? Deci dacă mai vine un zombie și mă scuipă... Unul dacă mai vine și mi-a dat o scuipată, am murit instantaneu. Sunt nebuni? Aha, deci trebuia să o luăm pe acolo ca să intrăm în camera asta. Și în camera asta dacă intrăm, presimt eu că băieții mei ies de acolo și mă violează. Uite, e unul acolo, îl văd. Mama, aia e blocată să mă... Deci dacă ies băieții mei pe mine acum, am eu ceva să-mi dau viață. N-am nimic ca să mă bată, mama, dacă am ceva. Ce asta? Oh, ăsta-mi scade viața, nu. Băi, boșilor, să nu ieșiți de acolo, hai. Hai tu, hai tu, hai tu. Hai da, vino, vino, vino. Aia. Stai jos un pic. Ai murit? Murit. N-am murit. Ei, m-a arătat-o. Stai jos. Stai și tu. Bă, dar câtă viață are... Mamă, mamă! Să mă bată mama. Să mă bată mama ce mi-a dat-o fraierul ăla. Mamă, mai am 5 viață, ești nebun? Ce se bată? La închide ușa asta. Au, 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 au! Dă-o pe asta. Ce-și față? Te fac ție cadou. Nu, 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 nu. Mamă, e un câine mâncață și care face... Da. Mișto treabă. Deci am murit de două ori într-un episod.
Unde m-a dat? Casa mea e acolo, eu trebuie să mă urc în partea asta. Fuck me! Bă, da, e greu, bă, jocul la început, bă, băieți, bă, păi de câte ori trebuie să mor eu ca să... să fac și eu ceva decent în jocul ăsta. Eu n-am nici armuri, nici nimica nu am. Și de-aia îmi dau băieții mei zombie de mage de măcac pe mine. Vreau să mă să-mi recuperez itemele alea, nu o să renunț la ele. Du-te să te fută dracu de zombie. Lasă-mă-n pace, bossule, că... la nanghine aici. M-a lăsat ăsta? M-a lăsat. Toată mama. Bun, perfect. Hai să mergem să ne recuperăm itemele. Că nu-s de acord că l-am pierdut. Hai, taci, mărie. Mamă, dar cât zombii sunt, da. Bine, mi-a luat și damage de la lupul vieții. A venit lupul vieții și ne-a dat la damage de neliniștit. De-aia am reușit să o mierlim acolo. Că aici ăsta nu are mă o intrare pe sus, pe undeva. Opa! Ăla e câine, nu e câine, nu? Ești câine, nu ești câine, nu? E bine că nu e câine. Opa, ăștia au intrat pe aici, uite, băieții mei. Salut! Bună ziua, bună ziua! De unde au luat ăștia de... de unde am luat? Trebuie să iau eu, gen. Ești pe sus? Da, pe sus, pe aici. De unde mi-e... uite aici. Salut! Mai este pe aici? Mai este. Da, unde e prietenul meu acum? Prietene, unde ești, boss? Oh, eu tot văd ăsta, tot de acolo iese, o? Bă, dar du-te, fute-te, nu-ți ia mă, de handicapat. Du-te, gândește-te. Mori, făceara-i spume, mamă, să mă bate, mamă, uite, bă, că ne-am dat ceva asta. Bine, tati, ne-a dat armură. Suntem pe armură astăzi. Uite un ghiozdan. Care ne dă un shotgun. Bun, perfect, perfect. Hai, da, boss, acum, hai să, cum ieșim de aici? Așa, perfect. E cineva aici? Nu mai e nimeni? Sau niște băieții? Dar oricum, chiar dacă scăpam de la, erau băieții mei de afară care au spart acolo și veneau după mine, adică nu o scăpam eu așa. Mamă, câte gălăgie fac. Pare că băieții mei se activează la gălăgie. Nu mai e cum, înainte parcă nu se activau așa de tare, uite aici sunt doi. Salut, boss. Ce faci? O, trei! Mamă! De bunilor care sunteți. Focenarilor! Cum mi-ai dat una, mă, păi se putea să nu mă locuiește. O, dau și tu. O, stamina, stamina. Dau și tu. Dar tu m-ai atins, cum m-ai atins, fută-te Dumnezeu! Dar nu-mi dă și mie ceva bandaje. Dar mi-a făcut ăsta buba la picior. Nu? Dă bandaje ceva stare. Mama, aia e fix aia vreau să iau pe mine. Nu mai iau de-astea că nu-mi trebuie. Așa, deci aici, bam bam, ăsta l-am, e empty. Aici am fost. Unde m-am dus eu? Bună ziua, bună ziua. Unde am fost? Aia, aici. Aici, aici. Deci se află în astea? Mamă, fix pietre și nisip aveam nevoie. Apa murdară e bună, că o transformăm în apă normală. Opa, ce avem noi aici? Eee, tati, bună! Bună, iteme! Restul? Uite și asta putem să învățăm. Restul putem să le luăm. Hai să vedem ce avem aici. Ceva iteme de luptă? Ceva arme? Trei chestii, trei chestii, socoteli? Nu? Nu, nu? Uite niște bandaje bune, bandajele sunt bune. Apoi uite că avem și aici niște armuri. Niște armuri, niște arme. Care nu ne ajută foarte tare, dar e ceva acolo. Uite niște bănuți.
Atât a fost aici? Nu, no, refuz să cred. Refuz să cred că doar atâta se află în această casă. Aici am lootat? N-am lootat. Dar nu știu ce aș putea să găsesc aici decât mâncare. De obicei în bucătării astea. Ah, mă, că am lootat aici. Ah, deci pe aici am venit. Ok, bun. Stați așa. Stați așa, stați așa. Hai să coborâm pe jos pe aici. Nu mai știu dacă există fall damage în jocul ăsta. O să aflăm acum. Nu sper convins că nu există. Nu m-a convins acea căzătură că există sau nu există fall damage în joc. E acolo. Nu știu ce e acolo, dar vreau să intrăm aici. De obicei știu că hambarele astea ne oferă unele chestii. Ce e ăsta, bă? Iepurașul Cici. Murit. Am omorât pe iepurașul Cici. Hai să spargem ăsta, că ușa aia niciodată nu putem să o spargem, dar putem să spargem zidul de lângă. Suntem și noi băieți inteligenți. Ne duce capul cât de cât un pic așa. Am murit noi de două ori în jocul ăsta, dar nu suntem chiar așa de nableți. Bun, perfect. Hai să spargem și mai departe. Opa, ce e la un generator? Avem noi în generatorul acela. Mami și tati. Da, boss. Facem... Dacă n-ai ușă, ți-o faci singur, știi cum e. O să putem să-l reparăm? Parcă putem să-l reparăm, nu? Repare, da, putem. După ce avem aici? Bună ziua, bună ziua. De ce aș vrea să cobor acolo jos? Oare vreau să cobor aici jos? Hai să coborăm, dacă tot. Unde suntem să ne bată, mama? Eu te luăm. Salut! Salut, Gigel, frune. Frune, ce faci? Ia stai un pic jos. Opa, ne-a dat un ghios de nel, Gigel, frune. Julie. Oare unde ne duce pe noi această... Nu, te rog, nu-mi da. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Opa, încă un băiat aici. Salut! Ua! Salut, boss! Bă, da, de ce? Trebuie să-i dau un căpățână sau unde trebuie să-i dau? Mamă, i-am dat... Stai că se agită lucrurile din nu știu motiv. Încep să cânte muzica. Holy shit! Bă, da, de ce nu moare? Să-i dau una în cap acum. Opa, cât sunteți boșilor? Stați un pic, stați un pic. Nu apreciez treaba asta, că veniți mai mulți. Asta i-am dat una și am tărât-o pe jos. Oh, i-am dat și la și la altul. Am murit asta, aia și mai e și asta. Au, au! Mori. Ai murit? Am murit. Dar tot se mai aude ceva. Pare se aude de afară, cred că de afară se aude. Dacă mai avem ceva și pe aici, niște brăzi și niște... Chestii trebuie să-i socoteli. O să... Aici e numai lemn, deci pe aici nu... Aha, am înțeles. Încolo n-are sens. Pe aici? Salut! Bă, închide ușa asta. Nu, hai să ne întoarcem înapoi de unde am venit. Eu că nu vreau să intru într-o altă casă. Vreau doar să văd care e treaba cu hambarul ăsta de aici. Nu mă interesează altă casă. Da? Deci hai să fim... Decât. Salut! Bună ziua, bună ziua! Ia că s-a activat băieții. Wow, wow, wow! Cât sunteți, boss? Sunteți toți? Dacă are Parkinson. Mamă, dar obosesc atât de repede să mă bată, mamă. Băteți-vă un pic cu ușa aia până îmi revin eu. Până îmi revine stamina. Gata, mi-a revenit? Hai! Mamă, i-am spart capul ăla. Așa, haideți, haideți, haideți. Bă, părând, părând. Părând. Părând, tante, am zis. Dă-te, doamna doctor. Alo, alo, alo. Mai ușor, mai ușor. Sărna, sărna. Da, cât are 82 viață. Bun, perfect, perfect. Mai e cineva pe aici? Mai sunteți pe aici, băieți? Voi târâți-vă așa ușor pe la mine. Vă execut eu părând. Sărna, doamna doctor. O, doamna doctor. Frumos, așa. Bun, gata. I-a rezolvat pe băieți.
Mulțumesc, Aruna, pentru iteme. Da, ce-i cu el? Putem să-l activăm ceva, nu putem să facem nimic, a? Ai cineva pe aici? Uite, ne-a mai lăsat... ceva aici. Uite, acolo sus vrem să ajungem noi. Ce s-a auzit? Nu că... cățel! Nu, ia, dracu să fii. Câine, pleacă de aici! Ăsta sparge ăsta, sunteți nebuni? Ia dă-te bă că mă enervează câinul ăsta. Boss, 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 hai să fugim că intră cățelușul peste noi. Hai că dacă te și urci pe scări... nu o să urcă. Mă gândeam că se urcă pe scări, că să mă bată mama, dacă nu... deveneam agresiv chiar. Dacă băiatul ăla se urca după noi pe scări. E, acum întrebarea mea este... cum sar eu acolo? Aici merg pe țevi. Vățeavă, țeavă, vățeavă, ia uite, asta mă pândește acum, mă așteaptă să cad acolo jos, să mă ia de ouțe. Întrebarea mea, am ceva de viață la mine? Te rog, spune-mi că am. N-am, mă? Mă bată mama că n-am nimica de viață. Mai învățăm ce se mai poate învăța. Să se dăm repair, că mic coborâm la băiatul la jos și... cine execută. Avem gloanțe pentru astea? Ia stai să punem armele astea aici, să vedem dacă avem gloanțe pentru unele. A, cred că sunt două shotgun-uri, nu avem gloanțe pentru niciuna. Ia, R. Nu avem? R. Nu avem. Mă bată mama, cum sar eu acolo? Exact, eram sigur că nu așa. Auuu, vino încoace. Au, bună ziua, bună ziua. Bă, coaie, mă moară ăsta, iar dă-te că cam aș pe tine. Dă-te coaie că mă omoară câinele iar! Mai era și un zombi acolo. Ia uite că l-aud cum s-o... trei spawn pe lângă casă. Bă, dar de ce mă spawnez numai aici, ești drogat? Eu am dat să nu mă spawnez în casă, că mă gândeam că mă spawnează și pe mine în direcția spre sat. Atâta mă spamează mai pe lângă. Doamne, să mă bată mama, de câte ori mai mor în jocul ăsta? Ne-am făcut o bâtă. Mergem să ne răzbunăm pe câine. Câine, vin după tine. Ai belit-o, sincer să fiu. Facem cumva să ne luăm itemele înapoi. Ai belit-o, câine, să mă ierți. Am ce să-ți mai zic. Te ucid de data asta, nu mai stau la discuții. Bă, dar ce te enervați să fac în câini ăștia în casă și te dau la damage de te rupe. Uite un zombie acolo afară, trebuie să-l executăm pe la prima oară. Sau? Nu, no, trebuie să-l executăm pe băiat. Uite-l. Salut, boss! Bună ziua, bună ziua, ce faceți aici? Bă, tu erai ăla care băteai prin casă, nu? Da, ce băteai? Vrei să vii la mine? Să mă mor nesimțitule ce ești. Oh, oh, oh. Oh, mamă, ce repede îmi scade stamina, să mă bată mama. Bă, n-am puncte de-astea, n-am învățat, n-am făcut. Ce asta, class farmer. Ah, uite, avem 12 puncte. Hai să băgăm mâna asta. Un... nu... cardio, în ăsta aș vrea să bag, dar nu pot, ha? Dacă te înseamnă că trebuie să mai băgăm în general, odată. Așa, la cardio aici să mai băgăm, bam. Trăgem stamina, bă... câinele să mă bată, mamă! Putu... dar mai du-te la măta, pizdă direct, de câine handicapat. Iar mă omoară ăsta, bă, e incredibil, bă. Hai, fă-te odată stamina! Că mă omoară ăsta iar, putuți nația mătii. Mori, dă-te în căcat de câine prost ce ești. Vine și zombălău acum. Te-ai, bă, îi urăsc pe câine ăștia, să mă bată mama dacă nu îi urăsc din tot sufletul meu. Tu ce vrei, fă trătură? Dino și tu, că ai venit și tu acum, te-ai găsit și tu să vii. Ei, mor, dă-te în
Mamă, ce mă enervează jocul ăsta. Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? S-a bat, mamă. Mamă, e un zombolou pe undeva pe aici, care se bate cu... Am înțeles. Bă, putem să facem niște de-astea? Vrem... dă-i craft. De ce doar unul? Câte pot să fac? 38 de fără pe toate. Vreau să ajung acolo sus. Așa, aici vreau să ajung. Hai să vedem ce e în cutiile astea. Uite că avem și de-asta de viață. Te rog, dă-mi viață. Mi-a dat ceva bandaj acolo. E bine, n-am să mint. Așa, hai să vedem cine dă aici. Se putea și mai bine, sincer să fiu. Sunt niște moduri. N-avem lockpick-uri? N-avem. Mamă, să mă bată, mamă. Shotgun shields. De asta putem? Nu, dar de asta avem. 8 gloanțe bagă în ăsta? Te rog, spune cu 8. Nu, bagă 8, bagă 1. Băiată, 8 avem. Ah, ok, am înțeles. Dar nu o să trag acum cu arma, că dacă tragi cu arma, cred că dacă eu la gălăgie, când am dat în... în fucking tablourile alea, au venit zombi peste mine. Ce s-ar întâmpla dacă aș... dacă aș trage în oraș aici? Cred că... practic și teoretic ar sări, ar sări toți zombalăii pe mine, nu? Eu zic că asta s-ar întâmpla. Oho, ho, ce asta, boss, cheie. Bun, 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 tati. Bun, bun, bun. Avem niște de ăsta. Una bucată și ăsta una bucată. Nu știu ce facem cu cheia aia. Ia să vedem, cu cheia asta putem să facem lucruri pe aici? Ia. Cam greu. Dar cu pickaxe-ul nu merge? Ia cu 100. De 50 de fapt. Bă, dar se strică ăsta și nu știu dacă pot să-l repar după aia. Hai, lasă, mai bine că nu-mi trebuie neapărat ce în... bine aia acolo. Bun. Hai să ieșim de aici. Salut, bună ziua, bună ziua. Hai să mergem spre trader. Pentru că aici e ceva, nu e nimic. În prima fază asta ne interesează pe noi, să ajungem la trader. Pentru că este un fel de misiune care ne îndreaptă spre trader. Mamă, dacă mă obosim să mă bată, mamă. Unde e ăla care bate? Nu știu. Uite-l acolo așa. Lasă-l în pace. A, să-l încoace să se bată acolo cu ușa el. N-avem noi treabă cu el. Nu vrem să-i creăm niciun fel de neplăcere. O să-l lăsăm în treaba lui acolo. Bă, ar trebui să caut în cutiile astea. Eu că în cutiile de scrisori puteam să găsim chestii. Din astea pe care le putem învăța. Aici ceva? Nisip. Exact nisip îmi trebuia mie. Și dacă s-ar putea să găsesc și încă o... Sincer nu-mi place cabana aia de acolo. Mi-aș dori o chestie să-mi fac baza undeva în, lângă oraș sau în oraș. Găsim o zonă de-astea unde să ne facem baza. Aaa, futu-s câinele mătii! Nu mă mai duc în direcția aia. E fucking câinele acolo. Nu mai vreau să am de-a face cu câini. Chiar nu mai vreau. Uite aici, pam. Nu mai vreau să am de-a face cu câini. Mamă, cât de jegoși poate să fie câini în jocul ăsta. În niciun alt joc nu sunt câinii atât de jegoși cum sunt în jocul ăsta. O cel puțin eu îi urăsc în jocul ăsta. Trebuie să fac cumva să nu mai dau de câini. Deci dacă am dat de vreun câine, ca să știți, suntem rip. Rip direct, adică nu stă la discuții. Bună ziua, bună ziua, e vreun câine pe aici? Nu pare să fie, nu? Salut! Pe aici trebuie să căutăm, că de obicei în astea putem să găsim chestii bune. Uite, vezi? E asta. Luăm pe amândouă. Putem să deschidem asta, să vedem ce e înăuntru.
Mamă, tati! Mă bată, mamă! Topor! Lockpick, anvil! Bă, de să mă bată, mă, am găsit teme ca lumea! Mă tot repet cu vorba asta. Să mă bată mama, asta e, dacă vă enervează. Am pot să scap de ticul ăsta. Tombălăi. O să încerc să evit cât se poate de mult. Să mă bat cu vreun zombie. Ce se aude? Nu te rog, să nu fie câine. Se aude ceva. Hai să ne tirăm, e un zombie undeva. Nu știu exact unde. O găină, te dau o găină. Bă, dar de unde mă știu ăștia, mă? Nu vin spre mine, nu? Sper. Oh, fuck! Haide, boss, vin încoace. Dă-te, margheală, stai jos. Bun, murit. Bă, dar aveam bandaje, trebuia să-mi dau bandaje. M-a văzut oranistul ăsta la altul. Hai băiat, vino. Salut, salut, bună ziua, bună ziua. Ia-ți o bătă de asta în cap. Mai ia-ți una. Bă, dar oare dacă le dau cu cheia asta nu le iau mai mult damage? Nu o să încerc că... Așa că, parcă aveam ceva de viață pe aici. Da, uite. Ios. Hai să ne dăm viața asta. Eu sunt încă o dată. Mamă, cam puțină viață ne dă asta. Ne dăm și pe asta. Astea putem să le folosim. Ok, asta nu putem. Nici asta. Bă, oricum, totuși ne-am mai ridicat, ne-am mai ridicat viața un pic. E aici. Bă, te rog să nu mai dau de câini. Atâta lucru îmi doresc. Rău. De unde e asta? De aici, de jos. Lasă, lasă, că n-am eu. Nu am eu treabă cu voi, boșilor. A, e ăsta aici. Du-te, boss, bate în gardul ăla până ți-a venit rău. Că de acolo sigur nu ești prea curând. Deci trebuie să ne îndepărtăm ușor, ușor de băieții ăștia. Și ce, boss, pușcărie, ce asta să mă bată, mama? O să venim și o să și investigăm zonele astea, pentru că eu sunt clădiri pe care în jocul vechi... Mama, hai să mergem până la aia acolo. Uite aici, uite aici, uite aici, uite aici. Asta ar trebui să găsim gen... Vreau să nu găsesc niciun câine. Atât am doresc. Nu vreau niciun câine. Vreau să găsesc niște viață dacă se poate. Uite așa. Mulțumesc, mulțumesc. Ne uităm bine. Ar mai fi una mai în față acolo, dar... Deja mi-e târșă. Fac prea mult zgomot. Bună ziua, bună ziua. M-am măscat FPS-urile pe aici. Ce e ăla să mă bată, mama, ce e pireul ăla verde? Hai să ne îndepărtăm și de zona asta. Hai, da, ușor, ușor. Ușor, tati, ușor. Ușor, nu facem zgomot, nu facem nimica. Nu agităm pe nimeni. Mai căutăm încă tot de asta. Nu vreau piatră. Uite aici, în WC-ul. Nu vreau pireu. Mamă, cum ar fi, tati, să ne facem... Aici baza. La ceasul ăsta aici. E prea în centrul orașului. Dacă e o idee chiar atât de bună. Ca să... Îmi place să fiu, sincer, să fiu zona asta. Wow, wow, wow. Nu. Asta așa că în astea găseam de-alea de învățat. Ia să vedem. Da, uite aici. În asta la fel, parcă. Bă, ce... Ai, ce e la mama? Ce era ăla să mă bată mama? Ce era ăla? Un dragon? Ce era? Nu știu ce era ăla. Așa, hai să mergem ușurel, ușurel spre trader. Vreau să ajung la trader, nu vreau nimic mai mult. A, căprioară sau ce? Pireu, nu știu ce e. Uite, găină. Lăsăm găina în pace că nu ne interesează. Nu vreau să mă sustrag așa ușor pe aici. Nu dau de niciun zombolău. Să pot să ajung la zona traderului.
Să vedem care e treaba cu misiunea. Ok, de trader, poate ne dă traderul și o misiune. Mama, aia e o mină. Eu sigur că e o mină aia. O recunosc din joc. Nu, 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 nu. Se bate un zombie cu câinele acolo. Ia, și alt zombie pe aici. Ia să vedem cine câștigă. A câștigat câinele, futu-ți gura mătii de câine. Vine spre mine? N-a, că se bate cu zombie la altă, hai să fugim. Hai repede, 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 că se bate aia acolo. Puteți-vă, eu nu sunt aici. Nu sunt aici, băieți, lăsați-mă în pace. La la la. Urlă foamea noi. La 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 la. Ia urlăm și noi. La 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 la. N-avem ce mânca. La 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 la. Ne place muzica. Ha. Bă, câinele ăsta e satanist rău de tot la. A bătut doi zombi, un câine, ești nebun? Mă bată mama cu câinii ăștia. V-am spus, câinii în jocul ăsta nu sunt deloc ceea ce trebuie. Nu, găină, pleacă de aici, ce-ai? S-a activat muzica asta, dar sincer să fiu, eu nu vreau să știu de ce s-a activat. Eu vreau doar să mă sustrag din zonă. Să ajungem la trader, mamă, dar... Mă bată, mama. Pur și simplu a fost o aventură să trecem prin oraș. Deci v-am spus, nu mi-e frică de zombi, cât mi-e frică de câini. Deci câinii sunt... Ma, serios? YouTube, poți de unde te ridică, mă? De unde ai apărut? A ieșit din pământ, din pireu, de unde ai ieșit? Alo, mai ușor cu gălăgia. Stai jos acolo. Uite, acum vine și ăsta. Hai, da, boss, da, ai venit și tu acum. Ia uite că... Stai jos. Păi, ce mă atacă? Alt zombie și nu mai am eu. Tăi odată că mă omoară ăștia morții lui de zombie. Hai odată revinuți. Ai murit? Mori și tu de te dreacu. Nu, am murit. Mori. Zice că mi-ați dat item-ii amândoi. Ce puteam să învăț de la aia aici, nebun? Mamă, iar nu mai am viață. Mă bată, mamă, dacă mai am viață iar. Mai dăm un bandaj. Încă unul. Și nu mai am, nu? Asta putem să le învățăm. Ce e asta să mă bat? Ok, bun. Ceva armă. Steel mace, nu știu ce. Pireu. Hai la trader, hai la trader, tatică. Se complică treaba. Ce e ăla? Mamă, ce e ăla? Să mă bată, mamă, că la noi e câine. Stați așa, stați așa. Ba da, e câine. Tu sunt mort. Uf! Mamă, ce mă enervează câinii ăștia. E câine ăla, nu? Da, boss, e câine de la zombie. Da, așa că locolim. O locolim că nu vrem să avem de-a face cu el. Mamă. Ce s-a auzit? Hai, boss, că mai avem puțin. Iar să bate cineva cu ceva. Se bate pireu cu cârnați. Nu știu cine se bate. Uite zombiul ăla acolo. A, uite ăștia doi se bat aici. Mamă, mamă, mamă. Vai, mama mea. O să mă vadă, dar stai să mă mai încoace. Să acest din gură. S-a omorât? S-a omorât să mă bată. Ce-i? Termină-te că nu vreau să mă bat cu tine. Eu ți-am zis că nu vreau să mă bag cu tine. Mamă, mai un câine acolo jos, l-am văzut. Dacă vine câinul ăla după noi, suntem morți. Eu vă promit că suntem morți dacă câinul ăla vine după noi. Mă bată mama. N-am nici stamina, n-am nimic astăzi, nebun la cap. Ia că s-a activat și muzica.
Bă, de câini mă să nu dau. Atâta tot, atât am doresc. Să nu dau de câini, ce asta? Bună ziua, bună ziua. Ce e aici? Viață. Bine că mi-ai dat gips. Wow, 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 wow. Hai să ne tirăm de aici, că nu știu ce sunt tărătoarele alea. Nu știu, sincer să fiu, ce să spun cu tărătoarele alea. Hai că ia să activa muzica. Mamă, ia vin după mine, sunteți nebuni. Bă, cred că am putea să ne facem baza aici la, la biserica aia acolo. A? Zic și eu doar. N-am dat cu parul. Bată, mamă. Dă-i, dă-i, dă-i! Dar mâna, doamna doctor. M-a ținut vreo ceva de cap aveți? Mamă! Dă-te să te bată! Stai că mai vine cineva după mine. Nu, nu. Termină-te că nu e chiar așa. Aici e biserica. Uite, ăia vineau după mine. Aha! Aha, bulangilor! Nu știu dacă merită să ne facem bază aici. Opa, e un zombie pe acolo, pe lângă trader. Ce face? Dă-n gardul la trader? Aha. Bună ziua, bună ziua, ce faceți, domnul? O, stai că n-am... Mă bag în spatele asta, nu intră prostul în ea? Nu intră. Vii după mine, bulangiule! Hai, ridică-te sus! Mai ridică-te dată sus! Hai sus! Mori! Bă, dar tot ai reușit să-mi dai una! Bă, îi urăsc pe ăștia, mă! Care fac ce fac și tot îmi dau una. Sus! Ia să vedem trade-ul. Mă, ce de asta are aici? Ești nebun la cap. Cannabis, ce era ăla? O, salut, boss! Imediat, stai două secunde, că vin la tine acum. Să vedem despre ce trebuie să vorbim noi doi. Mamă, ia uitați aici. Bam, bam. Salut, boss! Ia zi! Ce ai tu prin inventar? De exemplu, asta ne trebuie. Asta nu le putem vinde, asta le putem? Putem, dar... Sincer să fiu, l-aș păstra. Acum, știți cum e treaba aici? Că... Astea nu se vând. Astea se vând? Da. Ia-le după astea. Modurile nu ți le dau. Uite bani aici. 200 de bănuți. Ce are ăsta interesant pe aici? Aș vrea o armă ceva, dacă se poate. Uite aici sunt armele, nu? Bă, a spart cineva ceva undeva. Am auzit, ești nebun? Ce căcat, bă, ăștia poate să intre peste trader aici? Da, ia uite, poate să atace asta la trader, n-am văzut până acum treaba asta. Mamă, ești nebun? Uite, bă, intrat, ești nebun aici la trader. Ce faci, bossule, că intri la trader aici, ești nesimțit? Care mai dă? Trebuie să le spargem? Ia fii atent că ne dă și traderul ceva. Ok. Wow! Da, băi, uite, ăștia poate să atace asta la trader. Nu că la mine. Păi și dacă intră boss peste trader și l-o moară, stai nebun? Nu-s de acord. Cum, dar ce-au făcut ăștia? S-au adunat aici la trader?
S-au adunat băieții, cucuieții aici și vor să ne facă felul. Mamă, dar abia mă mai mișc. Mamă, e și un lup undeva. Îl aud pe lup. Sunt nebuni? Uite acolo și-a lup. Se bate cu zombii. Welcome, survivor. Feel free to look around. A, deci pot și eu să sparg astea. Ok, aha, am înțeles. Pot să-mi fac? Ia să-i așa, ce-am găsit eu? Ce e asta să mă... Dați așa că vreau să, să testăm asta, ce e asta? O... Iha, ia stai așa să vedem ce e asta. Bună ziua, bună ziua. Ce ați făcut? A spart acolo gardul? Ia veniți aici de simțiților. Mamă, l-am curitat pe ăsta, ești nebun? Auleu, am murit. Da, mai aveam puțin și o mierleam și eu. Bă, eu cred că ar fi o idee foarte bună să ne facem noi baza undeva aici. Pot să-mi fac un bedroll repede. Repede, repede, că nu mai am multă viață și mă duc și să mor. Și vin înapoi și îmi iau itemele, că n-am nicio șansă în felul următor. Așa, nu-i pe ăsta aici. Așa, perfect. Nu știu dacă puteam să-l pun înăuntru la trader. Chiar asta nu m-am uitat. Ăsta... Ia să vedem noi, ăsta cât damage dă? Ăsta dă așa, 12 damage, mili damage. Ăsta dă 13, păi boss, e mai bun ăsta decât prostia asta. Power attack 23, power attack 27. Păi ce-am făcut boss-ului? Bine că cu ăsta e curentez din câte am văzut eu. Din câte am văzut eu e curentez. Bam. Am murit? Am murit. Câinele futus, câinele mătii să-ți fut. Ne batem cu câinele? N-avem o gloanță pentru armele astea? N-avem. De pentru asta avem. Futus câinele mătii să-ți fut. Haide bă să ne batem, că-i futem mâna în cap la câine. Vino câine. Vino câine să te fută Dumnezeu. Să te încăca să te bată. Am mierlit pe câine, a? Măi, măi, suntem bine, mă. Pot mă să mă adăpostesc aici la trader? A, stai așa că tot trebuie să vorbim ceva cu traderul. Stai așa, stai așa, stai așa. Stai așa că nu e așa. Să vedem ce putem să mai... Ce... Care treaba cu traderul? Your money is welcome here. We want heavy... A, uite, are și tuburi pentru noi, la 91 de metri. Clear the zombie, ok. Bun, da. Deci, ok, cam asta a fost episodul, fraților. Nu uitați să dați și voi acolo un like, un share, un subscribe. Eu sunt Xali și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao, prieteni, v-am pupat. Hai să furăm banii ăsta mai întâi. Gata, i-am furat banii. Și hai să-i vindem înapoi acum. Facem un fel de... Un fel de n-ar mai fi. Gata, prieteni. Ne auzim data viitoare. Ciao, ciao, seara bună.